Am revenit în direct cu o informație de breaking news. Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor i-a refuzat lui Gigi Becali transferul acum la Poarta Albă. Explicațiile vin chiar acum de la colegul nostru Cristi Zărescu. Cristi, te ascultăm. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Motivul pentru care a fost refuzat acest transfer este legat de distanța dintre București și penitenciarul de la Poarta Albă, undeva la aproximativ 200 de kilometri. Gigi Becali este implicat în foarte multe procese și trebuie cel puțin o dată de două ori pe săptămână să se prezinte fie la curtea de apel, fie la judecătorie sau la tribunal, și în aceste condiții celor de la penitenciar le-ar fi destul de greu să îl transporte de fiecare dată pe Gigi Becali de la Poarta Albă, aici în capitală, unde au loc procesele. Din acest motiv a fost respinsă această solicitare, cel puțin, spun cei de la penitenciare, până în momentul în care Gigi Becali își va termina toate procesele și nu va mai fi nevoie ca el să fie transportat în București. De mai mult timp a cerut Gigi Becali acest transfer, susținând că la Jilava nu beneficiază de un tratament adecvat și din această cauză a solicitat transferul la Poarta Albă. Poarta Albă, care se află în județul Constanța, așa cum am spus, distanța este undeva la 200 de kilometri între București și penitenciarul de la Poarta Albă. Îți mulțumesc. Discutăm în continuare pe această temă. Domnul Sorin Dumitrașcu, președinte de onoare al Federației Penitenciarilor din România, se află într-o legătură telefonică. Într-o altă legătură telefonică se află și doamna Paula Iacob, avocat. Bun găsit, vă spun, și spunem bun găsit și colegei noastre, Lidia Mitchievici, jurnalist România TV, care se află în studio. Domnule Sorin Dumitrașcu, cum vi se pare această argumentare din partea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, acest refuz până la urmă venit de acolo? Se procedează astfel și în alte cazuri, ca să înțelegem. Da, este o decizie corectă și o decizie care se ia în toate situațiile de acest gen. Decizia administrației a avut în vedere motivele de distanță față de instanțele la care trebuie să se prezinte Gigi Becali destul de des și este, repet, corectă și justificată. Da, așa se procedează în toate cazurile când deținuții au afaceri judiciare. Sunt plasați într-un penitenciar cât mai aproape de instanța de judecată. Doamna Paula Iacob, doamna avocat, ce poate să mai facă în aceste momente Gigi Becali? Se poate contesta această decizie? Se poate depune o altă cerere? Care ar putea să fie strategia? Se poate depune o altă cerere formal, o explicație care este dă, și anume că mai are chemări la instanțe din București, ar putea fi considerată reală. Numai că nu sunt numeroase chemări, mai din câte știu eu, se judecă contopirea aceea în acest moment. Pe 1 octombrie. Da, e adevărat că s-a mai introdus o cerere, dar nu sunt numeroase cereri. În același timp, însă, eu cred că ar fi fost bine să se soluționeze sau să se amâne soluționarea cererii în momentul în care se terminau aceste dosare și nu mai exista acest impediment. Dacă ne gândim la motivele pentru care el a solicitat fotografiile și toate celelalte, cererea lui George Becali nu era nejustificată. Așa încât eu cred că trebuie amânată soluționarea până la terminarea cauzelor care sunt aici în București. Atunci avea. Lidia, te rog. Desigur, motivele invocate de Gigi Becali, doamna Paula Iacob, avocatul, coleg al dumneavoastră în această cauză, în această speță, Daniel Ionașcu, spunea că Gigi Becali se consideră hărțuit, psihic, traumatizat de gardieni. Iată că această situație se prelungește. Bine, după 1 octombrie ar mai fi o contestație a lui pe 9 octombrie la judecătoria sectorului 2, unde se va, sau 4, la 4, unde se va judeca cererea lui, fiind nemulțumit de măsurile disciplinare care s-au luat pentru că a fost, i s-a interzis dreptul la muncă pe o lună de zile pentru că a folosit cartel altui deținut. Da, cunosc. Da, bine, asta am și spus. Trebuia soluționată cererea lui de mutare după ce se prăveau aceste două cauze și nu să se soluționeze acum cu această motivare când există exact o
motivarea cererii lui pe ceea ce spuneați mai înainte, pe hărțuire, pe fotografii și tot celălalt amalgam care l-au vă rog, domnule Dumitrașcu, și apoi linia foarte scurt pentru că mai avem mai puțin de 2 minute. Vă rog, domnule Dumitrașcu. Este absolut normal ca Gigi Becali să fie nemulțumit de faptul că a fost sancționat. Însă asta nu justifică o cerere de mutare și în niciun caz nu mi se pare logica supărarea lui Gigi Becali să fie pe personal sau avocaților lui Gigi Becali să fie pe personal când de fapt el a fost filmat de deținuți. Ori asta s-ar putea întâmpla dacă nu se iau măsurile necesare oriunde, indiferent că e jilava sau poarta albă. Deci nu mi se pare o justificare care să aibă un fundament solid, oricât ar fi exagerat incidentul cu pricina. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru intervenția în jurnal. Lidia, 30 de secunde mai avem. Această decizie de respingere nu este definitivă pentru că ea a survenit în urma comisiei disciplinare și apoi comisia, el se poate adresa după comisie judecătorului delegat și în acel moment la instanță. Deci cauzele pe rol se înmulțesc. Are două până acum și probabil că cu aceasta va fi a treia. Vedem împreună ce se va întâmpla în acest caz. Lidia Mitchevici, îți mulțumesc și ție pentru prezența.